Bună ziua, oameni dragi! Astăzi o să vă iau cu mine într-o călătorie pe munți, unde vreau să vi-l prezint pe Nea Ionică, un om la 60 de ani, care toată viața lui și-a petrecut-o aici, în vârful muntelui. Nea Ionică s-a născut într-un cătun mic din județul Hunedoara, iar de la vârsta de 6 ani, în fiecare primăvară, venea cu părinții și bunicii și, bineînțeles, cu animalele pe care le aveau aici, la sălașul din munți. Astăzi îl întâlnim aici, cu zâmbetul pe buze, povestindu-ne totuși cu nostalgie despre momentele frumoase și mai puțin frumoase prin care el a trecut. Să vorbească la telefon, numai aici avea semnal. Cine, Sebi? Sebi, dar era micuț. Să vorbească acasă. Cu părinții. Acasă, cu părinții, da. Și aia de atunci o am, și aia. De când eram eu mic. Yeah. Are în jur de 25 de ani măgărița asta. Da. Uite cum mi se vede crucea pe spate. S-a bucurat tare mult că l-am vizitat, mai ales când l-a văzut pe Sebi, pentru că ei doi se cunosc de când era Sebi mic și mergea cu bunicii și străbunicii acolo, în vecinătate, unde noi am vrut să reconstituim acea căsuță. Toată iarna duc fân cu ea. Am o săniuță mică și cu ea duc fân. Da? Da, animale. Faceți mult fân? Păi și cu cine îl faceți? Bă, Dumnezeu, alături. Iau capurile cu mine. Da? Da. Ai de capurile. Ce, acum mai aveți de făcut sau de făcut? Mai au. La câți ani duceți să fie de aici? De la 6 ani. De la 6 ani? Da. A fost cu părinții și cu... Da, cu bunicul mie v-am stat aici. Cu bunicul? Da. Și de atunci ați rămas tot aici? A rămas să țin în continuare averea. Să duceți mai departe. Da. Toți munții ăștia. Sunteți de apreciat, că în ziua de astăzi vedeți că oamenii nu mai... Nu mai le place munca, nu pașa să stie pe munți. E tot gol pe aici, da. Până încolo, da. Nu mai e cu animalele. Păi și când eram eu mic și cu baba, deci era plin pe aici de oameni. Nu n-ai văzut. Venea, uite, atâta era copil și aveam și eu o nepoată. Da? Micuță. Era mai mică ca el. Da, că știu că ea ne făcea scovers și de-astea când veneam aici, duminica. Și nu aveți pe altcineva pe aici cu dumneavoastră, numai singur. Numai singur, cu micul, cu încăduri. Nu-mi urez. Eu am obituit la 6 ani aici. Aici e casa. Da. De-abia apuc când mă uit să se ducă zăpada să urc la munte. Dar numai câteva luni nu stați aici, nu? Iarna. La 1 mai am fost aici cu animalele. Și toamna când plecați? Când dă frigul, zăpada? Și când dă, mai stau o lună, că încă am mai făcut timpa și ea. Da. Și plec acasă cu ele și... Chiar sunteți de apreciat. Nu că vacile se culcă așa în fața la sălașe, păi când latră câinii, lanterna în mână și ies afară, măi, dau câte o petardă. Da, da. Că de-aia auzi mașina, măi, cineva, măi, tot ce mă caută. Da. Păi urc la geam. Păi văzui urma de mașină la poartă, știi, așa zic eu. Așa. Da. Treci și zic, băi, cineva mă cută, ia să cu capul. E drag să povestesc cu oamenii. Vai, dar să vreți vorbăresc, vorbiți foarte frumos. Că nu atunci... poți așa să stai la vorbă. Nu poți. Alții sunt râcioși, alții... Măi, poți i-ai dat bună ziua, l-ai deranjat. Da. Da, așa este. Da. Mai ales în zilele noastre, nu știu. Și oile zici că o duc bine acolo afară. Da. Oile mi-a adus și înapoi iară la șimița. Numai la anul, am zis că la anul urcă mai repede cu ele, știți, așa în anul. Dar ce, unul dat iarbă pe unii. Dacă o dat iarbă? Ia. Aici la Ciumița? Da. Ba, sigur o dat. Mereți dumneavoastră cu ele, dacă ajungeți. Nu, da. Dar dumneavoastră câți ani aveți acum? 60. Mulți înainte. Mulți. Și nu sunteți căsătorii? Nu. Aici am de o viață, tot singur. Uși, oamenii. De aici au urfugit.
Era muncile astea pline de femei pe aici, de oameni. Vara era o distracție. Cum mergeam pe aici, numai oameni. Dar acum... Deci chiar era plin pe aici de oameni, ca un sat. Era ca sat, da. Cum să nu fie? Și aici erau vecinii aia, Monica. Și... Da. Erau oameni, erau altă. Păi... Păi și când era baba, era drag. Și cât era ea de bătrână, nu, duminica nu putea pleca la prieteni. Pur și până în Băuțar merea pe jos. Oci, și pe asta săptămână, vara. Veneam, scoteam oile, pe aici aveam strica. Aia era el, scoteam la oile. Da? La amiază, și făceam palmul, și făceam, era... Și ținie, era drag când mă duceam pe acolo. Porci. Avea grădină. Ce grădină faină avea? Florile și-a pus, le are nipoata pe telefon, pozace, știi, după ce am plecat de aceea. Și e vaci, toată lumea avea vaci rele. Și vaci cu bără. Avea coasa lăsată acolo pe... Coasa cu coasa? Și noaptea le băga în iescăle. Așa face bunica lui Sebi și acum, Nana Viluca, o știți, cred. Hai de dorit! Așa face și acum, de nu le bibilește și le dă și noaptea până și... Dumneavoastră stați bine cu sănătatea? Luați pastile sau mai mult așa, desea? N-am luat atunci, n-am... Mere aici un aer curat, îmi place liniștea asta. Da. Îmi pare rău că n-am venit să văd oile, că mie oile mă fie. Da. Ăcea l-ai crescut cu bibironul, a făcut 3 capra. 3? 3, el nu știe de mama lui, de aia vrea să vină. Vai, scumpie, hai, să-mi vedeți. E docu. Sucu-mă. Hai, bă, la... Știți ce-mi place? Să faine animalele grase, curate. Se vede că puneți sufletul. Ia, urcai și-am așa de... Dar n-a fost niciun an să nu veniți, de la 6 ani până la 60 în continuu. Drag să le țin rău. Lasă, îmi place unul telefon de hață, că nu fac pe o casă. Îi spuseai, bă, caprile să învăța ce munce, așa nu le dau să le țin în gard electric. Da. Vă pare rău de ele. N-am nevoie nici de bani, nici de nimic. Acela ai crescut iar cu bibironul, numai acum face 2 ani. Ai ce mare-i. O vezi? Am crescut cu bibironul, l-am luat. Ei, frumos, hai să. Băi, țapul, băi. Eu eram cioban, cu atât am putut să ținem, câte 110 oi și câte 50 de capri. Da. Mărie! Mărie, ce fata vrea să se joace cu cine? O mușcată, de-aia am vrut să vă spun. M-a dus să ia aminte dacă te jucați cu ea. Pă nipoata mea o învies pe de aici, de picior. Acum și umița. Băi, nu mai putut unde are fata. Era în clasa 5-a, urcă pe măgăriță și am adus-o pe la... Nu mai putut mere, atât au blocat piciorul. Asta nu se lăsa de voi, de-aia este și cu capul. Dar ați avut și oi, nu? Până acum în pace? Sau... Bine, am pățit rău cu ele și m-au trăznit aici 25. Le-au trăznit. Și pe urmă am dat și ele 25, dacă am văzut că muri fratele meu. Am zis, bă, nu mai le puțin. Păi oricum aveți foarte multe și așa, și cai, și vaci, și capre, și... Toate, om, părinții, mama are 82 de ani, tata 86. Și trăiesc? Trăiesc să acasă, mă duc ziua acolo, le duc lapte, le duc... Vai, păi ei cred că aia îi ține în viață, laptele ăsta bun, preza. Da. Îl bag, asta e de capre, e tu bun, știi? Ăsta e foarte bun, laptele de capre, e remediu. Am fost bolnavă atunci, adică de copii, că m-am dus la doctor. Băi, nu am luat de capre, m-am reparat. Ați tratat, na, super. Mulgeam caprile, îl strecuram și beam lapte cald. Bă, văzui de zi, azi nu mă mai obosesc. Nu puteam să merg la cai, trebuie să mă pun jos. O fi fost copii. Da. N-am fost la doctor. Și atunci ați pățit rău cu ele, dar le-ați găsit așa sau ați fost dumneavoastră cu ele? Aici eram un ușa la sălaș și mă uit, știi că când era viscol mare, le scoteam de sufaga, am zis să nu trâncească fagul pe ele. Și am plecat să
să mă duc după ele, aud o duduială așa, din cer, fără fulger, știi, să vezi săgeată. Da, da, da. Că a venit și două veterinar. Așa, s-o ocupă și că nu se fac. Ce să fie dacă nu fac? Închis. Da. Trebuie de la închis. Când o duduit, se strat țigla pe sălaș. Vietele voi, unile căgeau, unile se sculau. Da. O, măi, salvat câteva, da? Dacă erai doi oameni, știi, să le miști. Da, să le scuturi. Din curentul ăla, să le scuturi, să le propiezi. Am propiezi berbec frumos, am avut breaz, niște breze. Și o mers berbecul, da? Dar am sigur și după aia, și de frică, intram, exact. Intram. Vă gândeați, Doamne, ferici, vă... Mai deodată, mai deodată, vă moară și pe dumneavoastră. Da. A fost unul... pe timpul lui Ceaușescu, da, dreptatea aia aici, șacul... Știam că zicea bună. Era ăla la colectiv, știi, președinte. Da, da, da. Era Ceapeu, pe timpul lui Ceaușescu. Ori veni să facă stâna, știi, să aranjează, să da. Curăță. O venit o ploaie, ori fugi să fac. Și odată e. Și unciul meu ăla, băi Sebi, al lui Ionuț, tata lui Petrică. Da, da. Era mic. L-am dus. Băi, copii, am pățit multe. L-am dus place să vă ascult. Cu ploștierii. Să-ți dai seama, am legat pătură pe ploștierii, cu Siminii, cu tata lui Ienu, până acolo, la părâul dumneavoastră, așa zicem noi, la părâul cârșiților. Da, la părâul cârșiților. Acolo am dus mort, bă, așa mirosa, ars. I-o dat aici, a ieșit la buric să geaza. Și l-a dus cu ploștierii? Ia. Yeah. Și noaptea să vin eu de acolo, nu l-am terminat nimic, am, n-am mai venit pe vale, mi-a urât că mă întâlnesc cu ursul. Am urcat pe munte, pe deasupra, bă, pai, și nu era omul nimic. În 6 august, caz. Caz. Caz, m-a trăznit așa la sălașele alea, cum veniră cu mașină. Să vedem un acoperiș. Da, lăsa acolo, în vale, în vale, în groapa aia. Da. Da, da, da. No, a fost tăia, cred. Hai, de capul meu, pai, ce era? Parcă până... În 1 octombrie, în 15 septembrie, mai marți era dragul de la 15 mai să vin la munce. Da, abia. Tot mă uitam aici, când s-a duce zăpada să plec iar la munce. Da, dacă ar fi să dați timpul înapoi, ați face tot treaba asta sau v-ați alege altă meserie? Nu, no. Asta m-a fost dragă. Că... Tot asta ați face. Da, asta m-a fost dragă. Am o liniște, nu mă deranjează nimic. Aici, aici îmi place, aici mă... Sunteți cumva mai aproape și de Dumnezeu, parcă, nu știu mă, eu. Întotdeauna mă rog dimineața să mă ajute. El vă poartă de da. Grijă. Da. Nea Ionică ne spune hotărât, fără a sta pe gânduri, că dacă ar fi să dea timpul înapoi, ar alege să trăiască la fel, pentru că liniștea pe care o are aici nu se compară cu nimic. Și caprile, dar nu că aș avea hanii voie să le țin. Păi îmi place carnea de iet, că am fost de mic copil crescut cu carne de iet, de miel. Avem un izvor aici, păi era ca frigider. Da, da, rece. Rece. Când eram cioban, aveam 5 câini ciobănie și 2 de vânătoare. Am făcut 30 de ani și pădure. Da? Pădurile le-am pădut. Și o să găta carte de mistrie să fie. Da, la câini, băgam altul la izbor. Uite și ăsta, câinii bătrâni, atunci când au fost oile. Băi, uite, uite clădirea, cum sunt. Fagul ăla nu a fost, am avut 3 coși, bătau scroafe, am pus clopot, când le povestesc la nepoată, aveam clopot pe scroafă. Da? Bătau la 1 august, știi cum fac acum, și jurul o vezi pe aici. Da. Și o slăbăzam, puneam clopot pe scroafă. Și venea înapoi. Și venea cu 12 puțini. Hai. Toamna îi coboram la Rusca Montana, îi zice. Da, știm. Era da, piat. Da, da, da. Și ducea la târg. Da, când îi vedeau ăia, zicea, bă, bă ăsta, ăsta putem să-l tăiem la Crăciun. Și le dam lapte și eu acolo abia dau Nana Norica, fie tată, că-i moarte. Mă duceam cu vânătorii, știam ei, de aici. Da.
dat așa cu tubul de țuică, pahară, pătam. Făceam plăcinte, cred că. Plăcinte și... Crumpeni, laboș, fripți. Băi! La toți le era drag acolo baba, dacă... Și ăia o grămadă erau de la... Erau mirele prea primitoare. Erau Răspundeți dacă vreți. Nu, să nu vă deranjeze. Nu, fără nicio pică, că cine mă sună, mă mai sună. Sora mea de la Răchitova aia, Dorica, băi, simt. Aveți și sora, dacă frate. Dorica! A fost, știu, avem un trebu, știu. A, da. Păi bunicii mei sunt nași. Da. Noi suntem neamuri. Da, cum, băi, da. Când e lumea. A, numai totul. Numai nepoata a zis că aveți. Da. O nepoată. Da. Face nunta. Face nunta. Doamna, că trebuie să mai rezi la nuntă la toamnă. Îi trimite 100 de milioane. Ei, ce unchi? De asta unchi să tot ai. Da. Mai mult n-am de unchi. Păi dai foarte mult. Păi, la alții nu le dau părinții da. Atât. Banii de pe trei viței. Eu am viței aici. Da, dau trei viței. Vai, dar ce faci faine, aveți grase și curate. Le făcut geta poză și la taur. Le filmai, las că vă arăt pe telefon. Am fost uimită și totodată plăcut surprinsă să văd cât de multe animale poate să țină un singur om în vârful muntelui. Dimineața, după ce gata cu mulsul, Nea Ionică lasă vacile să meargă pe unde vor ele. Stau toată ziua singure, pasc, iar seara se întorc de unde au plecat. Mă țineau șeful vânător, m-au trimis la Jumița să caut urme. În Argeleanu, zic. Da, da, eu știu toate vârfurile astea. Vârfurile alea. Na bun, hai că mă duc, știi, că eu cunosc rândul. Care vânătorii mei așa pe lângă de pădure și mă dăgei de la de-alte și să stai să mă dau o deșteptare. Ei au mâncat ca oamenii, știi cum e la vânătoare? Da. Ionica leargă. Băi, dă de ce strângi? Măi strângai odată. Băi, nici nu știu, fiecare nu mă știu că care pușcă să ia. Unul la altul cum era. Da. Zisei, ai văzut deșteptare? Pentru că m-ați mânat pe acolo, că eu stau și mâncam. Exact. La povești, era drag, erau vânături, erau oameni. Da, numai acum, nu, de vreo ultimii 10 ani simțiți așa mai mult lipsa pe aici, că sunteți cam singuri, că tot mai erau. Cam mai mult de 10 ani. Mai 15. Da, că în urmă ai venit, știi, ăia peștiniță, așa. Nu, măi, peșini pe așa, nu. Pe parcă zicea că și nașul Ciprian urca aici, Crăciunel. Știu, roșii cunoști pe Rozica și da? Pe... Da? Ea-i tot din Răchitova, da, așa Rozica. Topeanu. Și pe Iosif. Iosif, da. Venea cu tractorul, doar îi dușeam lemne cu cai, eram prieteni cu ei. Îi coboram lemne, știi, la stână. Da. Era la brânză. Îl venea cu bai. Om foarte cum se cade. Și acum văd că aveți nod de la deget, de la mulți. Am o vacă, să le mici. Și o mulgeți cu nodul. Da, și caprele, tot cu nodul, nu? Tot, asta e mulsoare. Da, da. Emulgeam aici. Când era nepoata, nu mă lăsa. Unciunică, când vedea că au mai mult lapte, să arate ea că e mulg. Da, da, las că mulg eu. Mulg eu. Erau caprele acolo sub șupru, că nu le purtam cu oile aici afară. Da. Le țineam tot la scuteală și... Ia dimineața, eu mulgeam aici, cu tată, să s-o pun, nu mă, să știi, cu mată mea. Mă vedeam găleata, așa cum am, de amintire am pus-o. Păstă, nu se putea băga pe poartă la capri. Sărea păstă. Păstă, nu mă vedeam fundul la găleată. No, Ionel a plecat la mulți. Era o fată. Da, e mie, nu am treabă. Așa e geta. Așa și eu. Am aflat. Da. Nu zis. La dumneavoastră, la luncă, mai e tineret? Nu prea mai e. Slab. Pe cale de dispariție. Animale, sau... Da. Păi e slab de tot, mai sunt ceva familii cu ea, că numai unul mai are un băi, îți dai seama, era satul plin. Plin, toată casa avea câte 10, 20, 30, cât erau. Da, atât unul mai ține 60 de băi și trebuie să te fără Dumnezeu să nu ai ocazia să cumperi bine, că n-ai niciun lucru. Da, chiar că...
la Sfântul Ilie. Venea la noi și 24 de oameni erau la masă. Da. Atunci era drag oamenii. Dar acum... Se țineau nedei, cred că, și hai, jocuri. Jocuri se fășea și ea în sat. Era... Dar acum nu mai... Parcă ți-e dor să te întâlnești la câțiva. Capra! Brăzuca! Și vacile? Am văzut că... Una au mult. Hai, iată vițelul mort. Au făcut vițelul mort? Celelalte au viței? Au viței, toate. Și noi lăsați cu ele, pe afară, pe acolo. Că aici poate să vină lupul, Zoa. Da, da. Omului. Când, era, da. Când eram pe aici cu oile, eram tot în jurul lor. Da, da. Am fost și la Șumița, Getuța, cu vacile și le pierdeam. Ai, le băgam acum pe râu la apă, era căldură. Păi și pleca în anul Norica, toamna. Da. Mă trebuiam cu vorbărul. Că duce și pășunează. Da. Dușeam cu oile și luam, era izvorul săcat. Ai, capre! Ce face? Săcațără. Ai, capra! Capra în voi! Capra! Bine că mă găsiră aici la sălași. Da. Sunt un de drag. Bă, auzi mașina, doar fugi de aici de pe o gradă. La trecini la mașină. Hai, capra, hai! Capra! Uita! 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 Hai, cap! Hop, cap! Hai! Ai văzut? Că degeaba fac tot felul și pun... Nu mai are gustul ăla. Poți să mânci. Ai văzut? Asta e salam care îl mai trimite acum. Nu aduce salam. N-are niciun gust. Nici toate chimicalele. Toate băgate în el. Poți să poate să scrie pe el că e elita până-i lumea. Că, că tot nu e. Nu, nu dai omul poftă să-l mânci. Mânci o bucată și gata. De gândul că... Privesc în zare, dar toate trec. Nimic nu va rămâne din tot ce vezi în astă lume. Pe banca asta s-a nănorica cu nepoata și povestau ele, Zoa. Mâine venim la dumetana nănorica. Ce se va face din care? Ce vrei dumetana? Yeah. Mi-a ducea farfuriile așa unde la terenul picam oile. Și mâncam și... Mi-era drag, grozav, pacopul. Până acum mergeam cu oile. Uite ce fain e și aici, tot cu piatră. Da. De cine ai făcută căsuța? De taică meu. De tata din 81 e făcută asta. Din 81? Da. E mult. Scrie pe el, da. Uh-huh. Am văzut. Da, stai, stai. Da, uite de ce vreau. Aveți dovleci. Da? Curcubete. Da, spășiat, mă, i-am pus că... Ei, sărac de mine, eu ce ceapă. Da, da, de o lună am plecat la fân. Și vezi, o cuprins-o buruiana, morcovi. Ce vorbiți că alta femeie nu pune grădină, cum a spus dumneavoastră aici? Da, și cu mâna am săpat-o, că n-am avut cu șisoar, n-am mai adus plug. Hei, de mine, am toată săpat-o cu urlețul. Tu, de orice surlețele și ea, cu urlețul am săpat-o, m-am pus acolo și rânduri de cartofi. Două straturi de șapă, unul de morcovi, castraveți, am pus pașia în mărânt. Eu cuprins că n-am mai fost de... Luna asta a mers tot la fânt. O, ce ceai să plece satul? Pașia, o vezi cu măscășile la noi? Da. Faci un kilometru... Până la vecinul. La sat. Era un muzicant, păi Sebi, nu știu, tu nu l-ai mai prins. De la Sarmi, Angelu sau cum, ăla, Mihai sau cum îi zice, nu știu. Nu, erai mic atunci. Și când a venit odată la noi, la Nige, și-a venit, a fost cu ele aici jos, în vale, și-a venit să-i arăt eu satul, mă, și că sat frumos ca acum. Lunca Cernii n-am văzut. Și câți locuitori aproximativ mai sunt aici la Negoi? Păi eu sunt 100 din 100 de numere, dar oameni nu. Oameni... Îs cași părăsite, multe. Hai, pustiu. M-am obișnuit așa. Da. Mi-i drag. Măi treia și pe drum. Vor... E și urât este în tot păi, ai încredere în Dumnezeu. Băi.
Ai și ai liniște, că stai omul bine, îți faci ceva mâncare la amiază. Întotdeauna așa am obișnuit să fac, să am și cina. Da. O ai încălzit-o și ai așa făcut șoc. Mă, da. Făcut asta are numai prin focul încălz până mâncarea și mâncă. Da, da. Ce să zicem, Nea Ionica, mulțumim că ne-ați trimit aici la dumneavoastră. Hai, și ne-ați... cu toată plăcerea de dulță. Te-am văzut la televizor odată. Da? De atunci și știu numele. Trei frați meu, atunci am fost la el după o vacă de mult. Cu mama am fost la televizor, da. Oare? Sau? Da, și cu un frate. Ei, și cu Iancu. Atunci am văzut Ghetuța. Ea știu și numele, bă, și am știut, pe cum m-au tot spus, bă. Da. Atunci am, și m-a povestit ăla lui Simona, știi, ginerile, că tai miei, că de alea, așa e și nepoate mea. O tișuieze, 8 am dat, am avut de la 7 capre, 15 ieze. Da, da, da. Nu. Merem și noi, cred că. Mulțumim frumos pentru tot. Mi-a făcut plăcere să povestim. Și mie la fel, mi-e drag cu oamenii să povestim. Da, venim peste câteva zile și vă aducem ceva, mai povestim, mai... Băi, să dea Dumnezeu bine să ne și... întâlnim sănătoși. Ai, îl mai bine.